Bună seara și bine v-am regăsit! Discutăm astăzi despre referendumul privind integrarea europeană și despre proiectul pilot privind votul prin corespondență. Ambele lucruri contestate de către opoziție, inclusiv de către opoziția extraparlamentară. Vrem să vedem astăzi de ce partidul aflat la guvernare insistă ca cele două lucruri să se întâmple și de ce opoziția nu își dorește acest lucru. Dați-mi voie să vă prezint invitații. Este vorba despre domnul Vasile Grădinaru, deputat PAS. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Domnul Grigore Novac, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Trebuie să vă felicităm că aveți o funcție, ați fost practic reales, da? Mulțumesc! Cu plăcere! Dar nu sunteți... Dar subiectul inițial. Este, dar a fost... Da. A fost un eveniment important la PSRM și aveți un nou președinte vechi. Adică... Este. Aveți, da? Dar de ce ați... Cu mătrul dumneavoastră. Nu este cu mătrul meu, este cu mătrul soțului, nu este cu mătrul meu. Oricum... Acolo și prin procură e școală. Dar la dumneavoastră acolo scrie pe fruntea domnului Dodon, cu mătrul meu, da? Se discuta odată la o emisiune și la... Nu, domnul Dodon discuta, nu eu. El... Probabil. Da. Și de ce a fost nevoie de schimbarea liderului? De schimbarea liderului? Noi, în principiu, am revenit la formula veche a statutului, cu mici modificări. În esență... A fost lărgit și componența executivului, până dăună zi era formată din 5 persoane, acum a fost lărgită componența executivului la 9 persoane, să fie mai reprezentativ și teritoriile și persoanele responsabile de anumite domenii. În esență, partidul, deciziile cele mai importante în partid se iau de executiv. Păi președintele, până acum a fost așa, nu? Dar noi, în general, până acum n-am avut funcție de ultimii perioade, n-am avut așa funcție conform statutului. Deci, ultimii 2 ani și... Nu, înainte era... Dar până la modificarea din 2021, da, sigur. Păi, întrebarea era de ce s-a revenit la domnul Dodon. Asta era întrebarea. Păi asta a fost decizia noastră internă a partidului. Așa au considerat colegii oportun și așa au votat și asta a fost. Să-l susținem și... Mergem înainte. Va fi candidatul la prezidențiale? Noi nu examinăm acum candidaturi la prezidențiale în general. Da, dumneavoastră... Noi ce avem prezidențiale deja? Când o să fie declarată... Noi avem, dumneavoastră, nu știți că da? E un an cu votat, alegeri prezidențiale? A fost votat hotărârea Parlamentului? În Ucraina tot erau... Dar există obligativitate ca să treacă. O să vedem. Cred că un partid care se respectă n-așteaptă hotărârea Parlamentului ca să știe cine va fi candidatul la prezidențiale. PSRM, în situația în care o să aibă un candidat și o să fie votat de organele colegiale PSRM, Protev cu siguranță o fi invitat și la conferință de presă. Dacă va avea, deci există și... Nu am spus, dar când? Păi când va avea? Păi ați spus că dacă PSRM va avea un candidat și asta înseamnă că se ia în calcul și varianta inclusiv, să nu de ce? Aibă? Orice, nu trebuie să excludem nimic. Așa. Doamna Bogza, dacă vreți răspunsul corect, trebuie să mă întrebați mine, că sărmanul nu poate spune sincer. Acum, cred că toată lumea știe. Din alt partid, știu, dar toată lumea știe, dar el nu poate să o spună că e din partid. Da? Deci toate lucrurile stau la suprafață. În Republica Moldova, partidele așa numite de stânga se bat cine cel mai mult sacoșă aduce din Federația Rusă. Acum, cândva, Dodon atrage cele mai multe sacoșe. Acum, după ce Șor i-a luat întâietatea, acum Dodon nu și-a spus, dacă mă susțineți pe mine, eu iarăși vă aduc sacoșele. Și iarăși a fost adus în frunte, simplu, tot elementar. Când vine Veverița Conspiții, începe a vorbi despre sacoș și Federația Rusă. Eu cred că toată lumea a văzut, nu numai Veverița, a văzut sacoșa cu calendar și rușine, că nu recunoașteți, dar... Lipsa de argumente, și ce era în sacoșă? Cum și? Întrebați-l pe șeful vostru. Eu cred că nu în cartofi erau, salariile în lei se dau. Dumneavoastră vă duceți în dolari sau euro, nu în cartofi se dau sau în caloși. În weekend tot în tătă zomblați cu sacoșele în mână și noi trebuie să vă suspectăm. Numai că e inscripție diferită acolo. Trebuie să vă amintiți și primeți salariile. Trebuie să întrebați
Noi nu am primit salariile. Noi nu am primit salarii, domnule Grădinaru, dar dacă spuneți că Novak a primit salarii, spuneți-o că așa public. Dar Cornel știe, eu nu știu lista. Cornel știe lista. Și și primit. Vedeți cum stă minciuna ascunsă. Nu, dar pe așa. Eu nu știu, întrebați al Pșeală, dar eu vă spun. Păi, dar șeful dumneavoastră a zis. Păi, dar și eu m-am auzit că la voi, la voi a spus Cornel de salarii. Așa. Da. Eu tot am auzit că la voi târâi și târâi bani de la vamă. Dacă n-am credeți pe șeful vostru, mare problemă. O să vedem. Eu cred pe șeful nostru că târâi a vostru sașii. Dosarul este în instanță. O să vedem care este, ce finalitate va avea și cu ce se va încheia acest dosar. Lipsa de argumente, vedeți cum începe. Am auzit, ne-a spus cineva... Nu, noi am văzut la televizor. Gata. Haideți să revenim la alt subiect. Dar PAS are candidat la prezidențiale? Dacă tot... Noi sigur că o să avem candidat sau cel puțin o să susținem un candidat. Și cred că e mare surpriză. Cred că nu e doamna Maia Sandu, cred că e altcineva. Sigur că nu există astăzi un candidat mai bun. Ne mai bagă încă 4 ani pe gât în asta. Așa că o veți sprijini pe Maia Sandu. Cu siguranță. Da. Aici am rezolvat această problemă, PAS sprijină pe Maia Sandu. Până rezolvat domnul problemă, Novak, dar habar n-are cine va fi candidatul, dar se gândește că s-ar putea avem, ca partidul. Știți de ce? Știți noi avem de mai ce multe candidaturi. Noi avem mai multe candidaturi. Asta la dăm și acolo e... Aveți mai multe candidaturi? Sigur, nu. Păi noi suntem un partid care avem mai multe fețe, mai multe persoane destoinici. Dar la dăm și cum e problema acolo, știți cum se închină tăți ca la idola Maia adică Sandu. Adică nu va fi Igor Dodon, înțeleg. Vedeți că dumneavoastră are atâtea ordini, nici Brejnev n-are atâtea medalii câte dumneavoastră primit. Și gata, e acolo concurență n-are. Dar nu este o concurență sănătoasă în partid. Asta o spune și Igor Dodon, că noi avem mai multe candidaturi, persoane pregătite pentru diferite funcții. Candidatul dar la acolo va fi neapărat din partid? PAS e altfel. Și ne deținem pachetul majoritar de acțiune același. Am înțeles, da. Candidatul pe care, cu care merge PSRM-ul sau îl va sprijini, e neapărat din partid sau ar putea exista și varianta să sprijiniți un candidat din afară, cum ar fi, de exemplu, Ion Ceban, dacă decide să candideze? Ion Ceban, dar el are de... Primăria omul să clarifice, parcă l-am votat primarul și am făcut noi. Doamna Bogza. Nu știu pe cine ați votat dumneavoastră, dar... Oraș cu el să... Nu știu, eu n-am auzit intenția domnului Ceban să candideze. Adică, la ziua de azi, în general, cine așa a anunțat oficial că gata, merge 100%? Acolo ceva se vorbea despre domnul Slus, are ceva, adică se vehicula, că da, mai a auzit că cineva îi propune, nu știu cum. Da. Ce fac alții, o să vedem. Eu vă întrebam spre... ce faceți dumneavoastră, dar ce fac alții? Diferența între PAS noi... și socialiști este alta. Că noi decidem cum vrem noi și de asta noi știm ce vrem, dar și este foarte clar, dar nu... vouă cumva dă indicații zic, la noi asta zic la... Și dacă ați vă zic că Șor, înseamnă că să-l susțineți pe Șor, dacă ați vă zic pe Voronin, pe Voronin, dacă ați vă zic că... Cu siguranță pe... nu o să-l susținem pe Șor. O mai buță, o mai cel mai, probabil, cel mai probabil că și eu sunt adeptul că noi o să avem candidatul nostru propriu. Și poți să crepi de ciudă de 10 ori și PAS-ul și Grădinaru și toți ceilalți. Bine, dacă ne uităm în sondaje, contracandidatul Maia Sandu în acest moment este Igor Dodon, după sondaj. E corect. Acum PAS-ul a rămas urdit și de jos o leacă pe Maia Sandu, să o șteargă de colb o leacă, să-i încerci cumva să-i ridice ratingul. Să mai spare populația din Republica Moldova, apropo referendumul la tema asta, că pentru Maia Sandu se face, nu se face pentru... Dar dumneavoastră l-ați șters de praf pe Igor Dodon. Nu, dacă... păi asta și dar este diferența. Dar Igor Dodon candidează. Că, că, că ca să ștergi de praf, ca să-l ștergem de praf, hai să spunem lucrurilor pe nume. Am ajuns spre deosebire de Igor Dodon, Maia Sandu stă dreaptă și este stimată de toată lumea. Dar altul stă în genunchi am văzut și cătată la viceu îți dă în rog cineva. Așa că e clar. Am ajuns la subiectul despre care am zis că discutăm în această seară, și anume referendumul. Să începem cu începutul. Și întrebarea este de ce sau care e poziția dumneavoastră? Deocamdată președintele solicită Parlamentului ca să ia o decizie privind convocarea acestui referendum în ziua alegerilor prezidențiale. Igor Grosu spunea că se va adresa curții pentru ca să se expună pe marginea acestui subiect. Și ce urmează? Deci există o procedură un pic mai îndelungată. Da, desigur, la prima etapă se începe cu faptul că noi trebuie să aprobăm o hotărâre de Parlament prin care stabilim că vrem să desfășurăm referendumul.
De apelat la curte deja nu mai este nevoie pentru s-o adresat cetățenii. Asta am vrut să întreb, următoarea întrebare. Curtea le-a spus cei ce le-am spus mai mult timp în urmă, da, o declarat inadmisibilă cererea cetățenilor și a spus încă o dată exact ceea ce spuneam noi cu luni în urmă, că referendumul poate avea loc în aceeași zi cu alegerile prezidențiale. Și lucrul ăsta o să întâmple, așa cum ne-a spus și mai, cu mai mult timp în urmă și Comisia de la Veneția și toată lumea. Așa. Acum. Deci nu mai există nevoie de acea adresare către curte. Odată ce a respins, înseamnă că dumneavoastră considerați că este posibil ca să fie organizat. Obligatoriu. Și așa. Asta o să întâmple, desigur, că în aceeași zi cu prezidențiale. Acum, pe procedură, o să trebuiască să elaborăm întrebările și să ne adresăm cu ele la curte pentru a fi aprobat. Atunci, da, ne vom adresa ca să fie întrebarea sau întrebările să fie acordate curtei și în momentul în care sunt validate, respectiv, deja trecem nemijlocit la organizarea. Dar cum ar trebui să sune această întrebare? Încă lucrăm. Nu știm, pentru că asta, de fapt, ar trebui să fie un text care, aceste întrebări, de principiu, va fi ca o formulare în care va fi corp al Constituției. Deci ei trebuie să fim foarte, foarte precauți ca să formulăm foarte exact, foarte succint, dar și foarte clar, pentru ca să fie inserat în textul Constituției. Deci ei încă aici se lucrează. Domnule Novac, prima întrebare pe care vreau să o adresez este următoarea. Care este poziția PSRM-ului în ceea ce privește cursul Republicii Moldova? Sunteți împotriva integrării europene sau pro-integrare europeană? Noi suntem pentru interesul național al Republicii Moldova. Asta unul la mână. Nu mi-ați răspuns. Ei nu v-am răspuns. Asta dumneavoastră nu m-ați înțeles. Doi. Cine nouă la ziua de azi ne solicită un referendum? Iată cine? Partenerii de dezvoltare? N-am auzit să ne spună că obligatoriu trebuie să faceți un referendum. Suntem în prag de aderare? Nu suntem în prag de aderare, pentru că până la aderare, dă-i Dumnezeu sănătate nouă tuturor să vedem aderarea asta, dar cum fac ei reformele astea din topor, apoi de grabă nu vedem soarele în fundul beciului, așa nu vedem noi nici aderarea la UE. Dar în linii mari, pentru ce se face acest referendum? Referendumul se face exclusiv pentru a ridica ratingul politic al Maia Sandu la aceste prezidențiale. Pentru că când începe un parcurs, parcursul european la un început, da? El trebuia de făcut acest referendum fie înainte de semnării acordului de asociere, pentru că este un document de bază care spune temelie, să zicem așa. Ori se face înainte de aderarea propriu-zisă, când se termină negocierea celor 35 de capitole, care e un proces îndelungat și anevoios și e foarte departe. Ulterior, după ce se negociază, când se ajunge deja la practic, când suntem în poarta Uniunii Europene, teoretic să ne imaginăm, când sunt clar condițiile, atunci statul ia o decizie și apelează la Vox Populi. Ce cred cetățenii? Mergem, nu mergem? Iată care sunt condițiile. Pentru toți e clar. Iată, negociat 35 de capitole, iată care sunt condițiile, neranjați, neranjați. Și se face atunci. Noi acum ce examinăm la etapa asta? Cine nou ne solicită? Am înțeles. Asta unul la mână, doi la mână. Dar ce? Maia Sandu-i subiect inițierea referendumului potrivit legislației. Deși e chemat în general pe toți. Are dreptul. Ia uitați-vă în legislație cine subiecte de inițierea referendumului. Dumnezeu nu are acest drept. E și-a atribuit un drept care nu-i aparține. Dar noi ne-am deprins cu chestia asta că... Da, întrebarea la care nu mi-ați răspuns de... și o să o adresez încă o dată. Ce? Care este poziția PSRM? Pro-Uniunea Europeană sau împotriva aderării? Poziția PSRM este să mergem acolo unde este interesul național al Republicii Moldova. Care este... Dacă cetățenii Republicii Moldova o să decid într-o parte sau alta, să mergem acolo păi unde decid cetățenii. Păi dumneavoastră la fel aveți o poziție sau ce? Nu? Deci, v-am asta zis, este... noi trebuie să avem relații bune și cu Estul și cu Vestul și cu Statele Unite și cu toți ceilalți. Domnule Pentru că Novac, asta este interesul național. Orice formațiune politică da? Are și... clar stabilit care este cursul țării, da? Pe care... păi, și care este dar poziția PSRM-ului? Cumva deviază de la... Păi noi când spunem interesul național e o chestie așa, cum să vă de zic? Ce? Păi din acest care? Punct de vedere, potrivit dumneavoastră, interesul național este pro-UE sau împotrivă? Cum e așa o leacă interesul național? Dacă, noi, dacă interesul național al Republicii vorbeam Moldova despre expresia folosită de dumneavoastră. În beneficiu țării sau nu? Domnule Novac. În beneficiu, așa? Domnule Novac. M-a răspuns la o întrebare. Dumneavoastră dacă... mi-ați răspuns la întrebarea foarte simplă pe care v-am adresat-o. Deci, PSRM. Faptul că eu nu răspund cum vă trebuie că... dumneavoastră pentru știrea asta e altceva. Eu vă spun care e poziția noastră. PSRM consideră că interesul național al Republicii Moldova este UE sau nu?
pe care dumneavoastră, dacă m-ați ascultat când răspund, apoi să înțelegeți. Dacă, da sau nu? Dacă interesul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană, interesul național al țării noastre este acolo, noi trebuie să avem un curs încolo. Dacă interesul... Ce vă uitați așa? Păi dacă, păi care este? Potrivit dumneavoastră, interesul care este? Pro-UE sau împotrivă? Asta era întrebarea simplă. Iată, dumneavoastră, cei mai mari greșeală care faceți propaganda la televiziune asta, pro sau împotrivă? De ce puneți oamenii împotrivă la ceva? Iată, de ce trebuie omul să fie împotriva la ceva? Domnule Novac, noi acum facem teoria chibritului și n-avem timp. Stați un clip. Dar ce facem teoria chibritului? Întrebarea a fost simplă. Deci dumneavoastră nu răspundeți la o întrebare elementară. Eu trebuie să fiu împotriva la ce? Nu este vorba de pro împotriva aderării europene? Da? De ce să fiu împotriva aderării europene? Păi sunteți pentru, înseamnă că. De ce eu trebuie să fiu împotriva la ceva? Iată, asta e întrebarea. Păi sunteți pentru sau împotrivă? Vă întreb, simplu. La ce? La aderarea la UE, la integrarea la UE, la ce? Da, haideți să continuăm pentru că noi putem Lorean, sta așa până... Lorean, ce înțelegi prin integrare europeană? Colegi, eu dacă nu vă deranjez, pot să răspund la întrebare. Puteți răspundeți. Domnule Novac, da. Întrebarea mea a fost simplă. Dumneavoastră, ce înțelegeți prin integrare europeană? V-am invitat la o emisiune unde eu adresez întrebări și simplu v-am întrebat. Sunteți pro-UE sau împotrivă? Ce discutăm atât? Eu nu sunt împotriva UE. Uitați-vă câte minute avem de eu când... Eu nu sunt împotriva UE. Iată, dumneavoastră, ce înțelegeți? Am înțeles, deci sunteți pentru. Dumneavoastră, ce înțelegeți prin integrare europeană? Deci sunteți pentru, da? Ca Republica Moldova să devină membru al Uniunii Europene. Deci, v-am întrebat, ce înțelegeți? Ori evitați să răspundeți, ori nu înțelegeți subiectul. Eu nu voi răspunde la întrebări. Nu vreți să răspundeți? Pe dumneavoastră v-am invitat la emisiune ca să răspundeți la întrebări, nu să-mi puneți întrebări. Eu nu pot vă pun o întrebare. Domnule Grădinaru, deci din ceea ce reiese de aici este că, totuși opoziția, nu vorbim numai despre PSRM, opoziția în general este împotriva organizării acestui referendum. Motivele invocate inclusiv de la această etapă, Nova, fiți corect. Da? De ce nu le luați în calcul? Adică, până la urmă, domnul Novac spune, și nu numai dumnealui, spune că nu suntem nici la etapa în care am negociat capitolele de aderare. Nu, până la urmă, sunt voci care spun că noi nu am obținut mare lucru în ceea ce privește reforme. Nu, păi să ne aliniem, da, la standardele Uniunii Europene. Oamenii nu simt că s-a întâmplat ceva și iată trebuie să vină și să răspundă. Încotro mergem. Deci lucrurile stau foarte clar. Deci atunci când vorbim despre ceea ce vrem să inserăm noi în Constituție, este despre faptul cum sau ce model de dezvoltare vedem noi. Noi, cei noi din PAS, vedem modelul de dezvoltare care este deci în Uniunea Europeană. Deci acum, într-o zi cu prezidențiale? Cetățenii văd ce le convine, ce se întâmplă în Rusia. Unde opoziția este omorâtă, unii sunt aruncați de la balcoane, unde care oamenii cu calașul... În Federația Rusă. Cetățenii sau opozanții care sunt omorâți în pușcării. O secundă. Voi la noi băgați în pușcării, voi vorbiți de Rusia. Aveți un pic de soveste, eu nu v-am întrebat. Deci, să vorbim pe rând. Da, deci pe rând, eu nu v-am întrebat. Acum, ei văd alt fel de sistem de dezvoltare. Noi vedem un pic alt fel. Acum, este evident că să facem acest parcurs irreversibil, este nevoie că el să fie introdus în Constituție. Toate țările care au vrut să facă acest lucru și să-și garanteze într-o anumită măsură irreversibilitatea întrebarea procesului este de integrare europeană, dar nu răspuns, aveți răbdare. Păi da, haideți mai repede că și așa. Da, vă rog. Repet încă o dată. Deci asta este bine de inclus în Constituție, pentru că întrebarea a fost de ce trebuiește? Pentru ca să includem în Constituție, ca să fie acest proces într-o măsură mai mare, irreversibil. Este unul. Doi la mână. De ce în prezidențiale? Toată lumea a înțeles, sper, că prezența, din experiențele trecute, cea mai mare prezență la urne de vot este când? La alegerile prezidențiale. Pentru ca referendumul să fie cât mai reprezentativ, a fost corect să-l organizăm odată cu prezidențialele ca să fie cât mai multă lume implicată în acest proces, iar decizia să fie cât mai reprezentativă. Este simplu. Și de ce a fost nevoie să-l întocmim tocmai acum? Acum când ați spus despre opoziție că este împotrivă, o să vorbiți doar de trei partide care sunt șor, Dodon și ăsta. Nu este adevărat. Nu. Deci, în mare parte, partidele, celelalte partide, nu contează că e vorba de partide guvernamentale. Sunt partide pro-europene, care se declară pro-europene și care sunt împotriva organizării. Nu sunt împotrivă. Domnul Grădinaru, ați uitat foița acasă? Nu, deci ei nu sunt împotrivă. Eu am început să ezit. Unii din
ei încă ezită. Când ar fi bine acum, că ar fi bine mai târziu, că ar fi bine nu știu cum. Dar unde întârziem noi acum? Niciodată nu există târziu. Astăzi trebuie să ne răsuflecăm mâinile și să mergem înainte și să rezolvăm această problemă. Nu și întârziem undeva mâine, aderăm și... Pentru că noi, dumneavoastră spuneți despre realizările care au fost făcute. Mai arătați-mi altă țară decât noi și Ucraina, care au reușit timp de un an să depună cererea de aderare și să obțină și statutul de candidat. Nu o să vedeți. Și totodată mai arătați o țară care o anulată pe concursuri la Sfântul Procuror General, cu aderarea la Uniunea Europeană. Fac mijmașuri pe aeroport, mai arătați vă țară de asta. Deci, repet încă o dată, aderarea nu este nu știu când, nu știu cum. Nu, noi am să depunem tot efortul ca lucrurile să se întâmple cât mai rapid. Am convenit cu doamna președinte și până în 2030 să reușim să o facem. Și o să o facem. Acum, și nu vă spune colegul nostru care cu păreri de rău niște minciunele le zice, dumneavoastră lui azi și-a uitat foița acasă, eu am să vă dau... Eu îmi scriu acum minciunele voastre și le combat. Proces irreversibil, iată, eu mi-am notat aici, procesul irreversibil. Ce înseamnă proces irreversibil? Am majorat pragul și ei spun că e ca dacă o să fie 33% la referendum, asta e ok. Acum, ca să fie majoritatea din 33, asta e 17%. În opinia lor, deștepților din PAS, 17% din populația Republicii Moldova trebuie să decide, mergem în UE sau nu mergem în UE. Dar cine e proces irreversibil. E proces reversibil. Cine a spus 33? Asta voi vreți să organizați 33? Noi vrem 55, 60, 70. De ce? De ce? Ca să fie cât mai multă lume la vot. Care este mesajul vostru? Care pragul? Ca să ieșim la vot. O să vedem care să fie mesajul vostru. Care pragul de prezență? Pragul minim, dar asta nu înseamnă că trebuie să fie doar 33%. Deci noi o să venim cu mesajul, veniți oameni buni la vot. O să vedem voi cu ce mesajul veniți cu campanie. Oamenii să vină la vot. Și acum vreau să mergeți, domnule Nova. Eu n-am niciun proces, niciun scrutin electoral scăpat. Am fost la toate alegerile de orice nivel care au fost în toți anii. De ce vă întreb? Pentru că m-a interesat care va fi poziția PSRM-ului vis-a-vis de organizarea referendumului într-o zi prezidențială. O să vedem, Regina, și o să visez. Sunt anumite... Haideți, am o rugăminte. Haideți, dacă vreți, vă referiți la cineva, haideți fără apelative. Deci spuneți pe nume, frumos, ca să ce? Nu... Așa am spus. Că nu e politicos. Deștepții din PAS, Regina, nu știu dar ce. Și nu, haideți nu să încercăm... Uitați-vă. Dar cum să-i zic? Dacă întrebarea era următoarea. Sia Moldova. Întrebarea era următoarea. Consul, nu ați așa să... Există formațiuni care cheamă la boicotare sau vor face acest lucru. Dumneavoastră, care e poziția PSRM-ului? Noi o decizie finală nu avem. Examinăm mai multe scenarii în acest sens, dar noi o să insistăm și poziția mea inclusiv. Referendumul el este necesar, dar nu la această etapă, nu acum. Pentru că ca să inițiez un referendum, trebuie să explici cetățenilor cap-coadă ce ne așteaptă pe viitor. Dacă mergem în UE, ne așteaptă care sunt beneficiile, plusurile, avantajele și așa mai departe, și ce minusuri avem, dacă sunt ele, și respectiv ce ne așteaptă dacă nu mergem. Cetățenul trebuie să înțeleagă asta. Dar asta este posibil urmarea negocierilor celor 35 de capitole. Noi ce să facem acum? Să facem un referendum și pe rând să mai facem unul. Am înțeles. Și apropo, de Constituție. Dar de când la noi, potrivit Constituției, ideologia este interzisă, adică ca ideologie oficială de stat. Și asta n-am prevăzut-o eu, dar o prevede Constituția Republicii Moldova oficial în vigoare. La... Cine spune că undeva v-a scris, v-a spune că ideologia Republicii Moldova este oricare? Voi spuneți proces irreversibil. Deci n-ați văzut întrebarea, dar deja știți răspunsul. Voi ați introduce mâine în Constituție că pe Maia Sandu trebuie să o alegem de acanța jenii pe așa iubite jarobe. Colegul corect a spus. Deci noi oamenilor trebuie să le explicăm care sunt avantajele și care sunt dezavantajele integrării în Uniunea Europeană. Ce model de dezvoltare legem noi pentru Republica Moldova? Și îl consfințăm în Constituție. Ca să n-al poată schimba foarte ușor cineva după 4, după 8, după 12 ani. Ca să fie, să avem o trasabilitate clară și o direcție clară, dezvoltare și o stabilitate normală. Pentru că noi avem foarte simplu două civilizații, una în dreapta și una în stânga. Un model democratic și unul de dictatură. Unul de pace și altul de război. Și este clar, trebuie de ales, doar atât. Pace și război, hai chiar să da, război, pentru că prietenii voștri atacă Ucraina. Da, pentru că moară oamenii. Și voi vreți așa model de dezvoltare? Voi vreți ca copiii voștri să meargă la război? Să începem cu războiul. Haideți să fim serioși. Păi da, sigur, pentru că voi asta faceți. Și facem, domn Grădinaru. Da, voi asta susțineți. L-a susținut pe ăsta care a omorât principalul opozant, care nu a înregistrat pe ceilalți. Cu Kalashnikov erau la urnele de vot și voi de ăștia democrație vreți. Noi când s-a început război și voi ședeți în tufarica iepurii, noi din primele zile
cu colegii noștri din teritoriu și președinții de raioane. Dar poate dumneavoastră ați văzut. Și președinții de raioane am acordat tot suportul vecinilor noștri ucraineni. Când voi ședeți și mâncați plășinte la etajul 3 în Parlament. Asta așa ca... Păi determinați, a spus 2 misiuni într-o secundă. Ba spuneți că sunt fari, bac în Parlament. Ori fari din Parlament. Care era? Hai, determinați-vă. Deci, spre deosebire dumneavoastră, noi, din prim, azi am spus cine este agresorul și voi n-ați spus nici până în ziua de azi cine Eu este agresorul. Eu sunt fost domnul Dragnea. Și acesta este un alt subiect. Așa de erou era de mult și lua arma. Haideți, vă rog să revenim la subiectele noastre și acestea sunt referendum și votul prin corespondență. Până la urmă, domnule Novac, nu mi-ați Acum, răspuns până la urmă, două întrebări. Deci, dacă se poate, scurt. Foarte scurt. Procesul ireversibil pe care domniile lor îl propun nu este actual și am să vă zic de ce. Între timp, iată, UIA a existat, există. A existat între timp și un proces de ieșire din UE. Brexit-ul, da? Așa a decis poporul. În situația în care iată, noi deja am ajuns acolo. În situația în care ei fac un referendum și el ieșuiază, de exemplu, da? Ori răspunsul la referendum însemnă de protest, e cu totul altul. Cine își asumă tătă nebuneala asta care Cine urmează? Cine își asumă, domnule Grădinaru? Desigur că este un vis negru pe care și-l doresc să îndeplinească colegii din opoziție, păi nu, dar lucrurile stau întâmplă, foarte clar. Deci, să... cetățenii clar au spus-o și spun că unicul model de dezvoltare este Uniunea Europeană. Doi la mână. Și toate sondajele... Și nu spus, voi nu i-ați întrebat, ei de m-au spus-o. Domnul Vac, eu încep să vă broiez. Aveți răbdare, dați-mi voi să răspund. Deci, oamenii și toate sondajele foarte clar arată cum stau lucrurile. Doi la mână. Noi vom merge și vom explica de la ușă la ușă care sunt avantajele integrării în Europeană și o să fie foarte clar. Și așa ați amăgit până acum, undeva mai porneți la ușă și cetățenii ăștia o să încearcă să ne tragă înapoi la sapa de lemn în Sovietskii Soyuz. Și noi vă trag dacă voi sunteți la putere. Noi vrem în Uniunea Europeană, așa trăim cum trăiesc toată lumea. Adică, cu salarii, atenția. Cu pensii, la putere, președinția, parlamentul, guvernul, dar noi ducem la sapa de lemn. Voi aveți o leacă de... Pentru că voi vă doriți modelul de dezvoltare. Și facultate de mincinoși ați făcut. De ce l-ați felicitat pe tovarășul Putin pentru că a câștigat alegerile? De ce l-ați felicitat? Așa. Dar a câștigat alegerile. A câștigat? Asta se cheamă câștigat? Atunci când pe unul îl înregistrezi, pe altul îl arunci la etaj, pe altul... Dar voi fix așa ați făcut. Voi fix așa ați făcut. Nimeni nu face așa. Voi fix așa ați făcut. După pauză, voi fix așa ați scos din campanie electorală. Voi fix așa ați încăpșat politicieni. Fix așa ați făcut. Rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat. Publicitate. Da, continuăm. Vorbeam înainte de pauză despre faptul că după vom discuta despre referendum și vot prin corespondență. Haideți să trecem la votul prin corespondență, pentru că, deși n-am înțeles mare treabă din prima parte, vă rog să mă scuzați, dar domnul Novac a rămas cu două răspunsuri mari restante, și anume, care ar trebui să fie cursul potrivit Partidului Socialiștilor și cum va vota dumnealui dacă, că a spus că nu a ratat niciun scrutin, da? A fost mereu la prezent, și cum va vota în cazul în care referendumul va avea loc într-o zi cu alegerile. N-am auzit un răspuns. Dar pe nici întrebări nu le-au formulat încă. Dar este evident că e pro sau împotrivă. Deci despre asta era vorba. Aderării la Uniunea Europeană. Depinde cum formulezi întrebarea. Poți fi și pro și contra. La același subiect. Da, haideți să vedem. Votul prin corespondență. Proiect pilot. Înțeleg că în prima lectură s-a votat în Parlament. Ulterior au avut loc niște consultații. În prima întrebare care apare, de ce nu au avut loc aceste consultații înainte să se voteze proiectul în prima lectură? Proiectele de lege de genul acesta se votează în cel puțin două lecturi. În prima lectură se votează de concept. Și indiferent dacă se întâmplă consultările până la prima lectură sau după, oricum nu se fac modificări înainte de prima lectură. Oricum, modificările se fac în a doua lectură. Respectiv, noi am decis să facem între lecturi aceste dezbateri și o să fie patru la număr. Două deja au avut loc, au fost cu toți cei interesați, după care au fost cu partidele politice, unele, pentru că alții nu au binevoit să vină.
Și urmează să mai aibă o discuție publică cu diaspora și ultima va fi de totalizare înainte de a face toate concluziile, înainte de lectura a doua, când o să-l trecem deja în a doua lectură. Respectiv, din acest motiv, au avut loc discuțiile la aceste etape. Am discutat, urmează să îmbunătățăm procesul și să mergem înainte. Domnule Novac. Da. De ce împotrivă? Împotrivă la ce? Votului prin corespondență. Iată, iarăși voi manipulați. Noi am spus că dacă... Nu voi, dar eu. Dacă considerați voi așa... Voi proteveu. Păi eu vorbesc acum. Ok, da. Lorena Bogdan. Vă rog, da, spuneți. Da. Noi nu am spus că suntem împotriva, în general, a unui vot de alternativă. Dar atunci când faci un proiect pilot și dai anumite drepturi doar la un număr limitat de alegători, asta este o discriminare în raport cu toți ceilalți. Da. Asta unul la mână, doi la mână. Dacă se vrea un proiect pilot de test, să-l testezi, să vadă cum funcționează, atunci el așa să fie. Efectele lui juridice nu se răsfrângă asupra rezultatului votului. Adică să nu fie luat în considerare votul. Da. În situația în care se ia în considerație, atunci haideți să o faci peste tot. Toate țările europene, pentru că acolo noi avem mult mai mulți cetățeni care, la fel, au și necesitatea să se deplaseze dintr-o parte în alta. În general, peste tot. Unii sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Și atunci este o dreptate, da. Este o echitate. În sensul, da. În, la articolul... Să reluăm pe rând, ca să reușim să... De ce se vorbește doar despre Statele Unite și Canada și nu se aplică peste tot? Dacă colegul ar fi fost la discuții publice... Eu am fost. Dacă ar fi fost la discuțiile publice cu partidele politice, ar fi aflat de ce și, repet acum încă o dată, este vorba de articolul 7 al legii. Este vorba, noi în general când am gândit acest proiect de lege, deci noi am venit ca să dăm un răspuns la cerințele diasporei, pentru că diaspora, în special în Statele Unite și Canada, ca exemplu, dar sunt și alte țări, trebuia ca să ajungă la secția de vot, trebuia să meargă sute de kilometri până la secția de vot, 1. 2 la mână, în Canada, de exemplu, nu se permite deschiderea secțiilor de votare în afara consulatului sau ambasadei și respectiv chiar să vrei să deschizi mai multe, nu ai cum, și respectiv există o anumită tradiție. Și noi când ne-am gândit am pus trei filtre de bază. 1. Acolo unde există o tradiție. 2. Unde există distanță mare și unde nu permite deschiderea secțiilor în afară ca să ușurăm procedura de vot. Și astfel, când am aplicat aceste trei filtre, ne-a ieșit Canada și SUA. Acum, în acele dezbateri despre care vorbeam, colegii au spus, dar de ce să nu le scriem direct în lege aceste principii sau poate să mai adăugăm sau să mai scădem altele, astfel încât să fie clar, să fie aplicabil tuturor și toate țările care trec sub acest filtru să fie aplicat. Și am zis ok. Și am zis ok. Și o și să stabilim... Și care ar fi acele țări în principiu... acest filtru? Da, păi o să vedem. O să scriem aceste principii în lege și o să vedem. Pentru că avem și situații, iată, în dezbaterile publice am discutat despre situația Islandei, de exemplu. Unde nu există în genere în țară nici consulat, nici ambasadă. Ce facem cu ei? Ei trebuie să treacă dintr-o țară în alta ca să meargă să-și exercite dreptul la vot. Dar întrebarea este, de ce spuneam, atunci când ești împotrivă, atunci când ești împotrivă, cauți motiv să spui de ce nu. Dacă vrei să spui cum e mai bine, faci două lucruri. Unu, vii la discuții și vii cu soluții. Doi, la mână, faci amendamente. Întrebați-i pe colegi, o venit cu vreun amendament? Niciun amendament. O venit la discuții constructive? Nu. La discuțiile cu partidele care au avut loc săptămâna trecută, au venit reprezentanța diversor partide. Au discutat, am venit cu soluții de îmbunătățire. Am îmbunătățit lucrurile și o să continuăm acest lucru. Deci, până la urmă, să înțelegem că votul prin corespondență va fi aplicat în mai multe state? S-ar putea. O să vedem. O să aplicăm aceste... Cum eliminați discriminarea despre care vorbește opoziția? Că votează doar unii și votul este luat în considerare. Insinuarea este alta. Ei spun că este discriminare față de cetățenii din țară, nu față din alte țări. Pentru că, în primul rând, trebuie să fie clar. Republica Moldova astăzi nu este pregătită infrastructura în astfel încât să avem posibilitatea să acoperim toată diaspora. 1. 2 la mână. Este dar un proces financiar foarte complicat. Timp se va întâmpla acest lucru? Păi spuneam, acum noi, ca să-l pilotăm, de asta și se cheamă pilot, pentru că în sensul că noi îl aplicăm pentru început. O secundă, dați-mi voie să vă spun. Ah, pentru bun. Că noi o să-l aplicăm în câteva state, o să vedem cum funcționează, dacă sunt anumite breșe, să vedem unii îmbunătățim, pentru ca să-l putem aplica în parlamentare pe întreaga scară. Deci, scopul nostru este ca pentru viitor să fie aplicabil tuturor statelor din diaspora. Pe viitor acum, când? La următoarele parlamentare.
Deci avem anul ăsta prezidențial, iar la parlamentare deci, anul viitor, fi... toată lumea din diasporă va putea vota prin corespondență pentru alegerile parlamentare. Sigur că da, absolut. Acum, colegul spunea mai devreme, de ce... De ce nu facem ca și test? Atunci când faci ca și test, fără ca să aibă efecte juridice, oamenii nu sunt încurajați să participe la acest exercițiu. Și de asta este o problemă. De ce nu sunt încurajați? Foarte bine. Pentru că o să luăm exemplu României cel mai simplu, da? Deci acolo a fost pentru toată diaspora, pentru primul exercițiu, da? Și a fost cu efecte juridice și din câți au ei? 20 ceva de mii, 30 ceva de mii, nu știu, de alegători, milioane, pardon, de alegători, doar 3.000 s-au înregistrat. Pentru toată diaspora. Acum, noi dacă avem de tot 3 milioane și un pic și doar pentru două state, este clar că numărul o să fie mic. Dar scopul nu este să vedem unde sunt sau ar putea fi anumite probleme ca să le excludem că atunci când le implementăm la scară largă pentru toată diaspora, să fim siguri că lucrurile merg perfect și nu avem probleme. Domnule Novac. Da. Păi, deci, uitați, da, cum avem? Uitați câte minciunile a spus domnul Grădinaru. În primul rând, a spus o minciună că nu am fost la consultații. Eu nu știu, probabil domnul Grădinaru... Cu partidele era... ați fost? Dar cu cine? Cu partidele politice ați fost săptămâna asta? Dumnealui probabil săptămâna asta, azi e luni, care e săptămâna asta? Săptămâna trecută a fost discuții cu partidele politice și n-ați fost. Acum? Nici dumneavoastră, nici prietenii voștri, șoară, nici nimeni. Dar au fost invitați? Toate partidele, toate 70 de partide au primit invitați. Am fost la primele dezbateri. Nimic nu s-a luat în calcul acolo. Câte amendamente ați făcut? Care amendamente? Că abia s-au votat în prima lectură. Avem 10 zile. 1 martie a fost înregistrat proiectul. Avem azi dată 25. Ia uite, dacă dumneavoastră era o leacă de jurist, știe cum funcționează un proces în Parlament, știe că sunt 10 zile între lectura 1 și 2 ca să depui amendamente. Abia săptămâna asta, joi, s-a votat în prima lectură. Avem 10 zile de la joi și ne ducem până săptămâna viitoare. Cineva v-a interzis până la prima lectură să propuneți? Ce să propunem? Amendamente. Amendamente? Da. Cineva v-a interzis? Dumneavoastră știți cum funcționează asta? Știu foarte bine. Cum știți? Dar cum poți să propui amendamente până la prima lectură dacă nu e votat? Dumneavoastră despre ce vorbiți? Dumneavoastră prima oară vedeți cum sunt registrate amendamente până la prima lectură. Asta e ca așa și să fac reformele la noi în țară. Spuneți-mi, vă rog, o propunere acum, care ați dat-o pe lege și noi n-am luat-o în calcul. Una, spuneți. Eu am făcut mai multe una, la dezbatere. Spuneți una acum, una. Eu am făcut mai multe. Una concretă, spuneți, nu mințeți, spuneți clar. Una, iată, asta propunerea, am făcut-o și nu a mers. Vă spun, despre v-a venit în cap să scoateți la printer buletinul de vot. Asta numai la un bolnav la cap poate să-i vină așa ceva în minte, să-și scoate la printer acasă. Buletinul de vot care trebuie să aibă elemente de securitate și așa mai departe. Iată, gospodarii le-au venit în cap să facă la acasă la printer, e pasat. Printer și... Dacă cetățeanul ar fi fost la discuții publice, ar fi aflat. Eu am aflat. Acolo am discutat. Acum, eu nu m-am întrebat. Vă spun mai mult. Tipărite de cec. Asta, eu m-am întrebat. Iată, uite cum manipulează. Mă întreabă ce am propus. Da, asta eu, anume asta am spus că e un tâmpenie să-ți scoți la printer. Dumneavoastră ați spus? Asta o luat în calcul, într-adevăr. Dar dumneavoastră nu știe că el era prezent acolo numai fizic, dar nu asculta. Dormea probabil. Acum, noi la dezbatere am fost, propunerea am făcut, amendamentele se fac între prima și a doua lectură, dar nu e problema în amendamente. Conform articolul 2 alinea 3 din codul electoral, toți cetățenii Republicii Moldova care locuiesc temporar în afara țării au drepturi egale, drepturi electorale egale în condițiile prezentului cod. Cei ce propun pasul îi pun într-o situație inegală pe cei. Asta am înțeles, ați spus mai sus. Dar întrebarea este ce ar trebui ei să facă? Cum să implementeze dintr-o dată votul prin corespondență peste tot? Dar cum o să fie? Iacă ei spun că noi acum nu suntem gata, așa spun ei. Pasul, ei nu-s gata să fac peste tot. Dar peste un an de zile o să fie gata. Nu, voi, sigur că da, o să fie dezvoltat voi, sistemul. Nu există niciun soft la ziua de azi. Nu este clar în ce condiții o să... și cum o să fie. Dar sunt foarte multe întrebări. Iată, datele personale. Trebuie să facă Lorena Boxa Bonaoară, dacă e în Canada, să facă un selfie, să le trimată la secția de votare, să le dovedească că e Lorena Boxa. Dar acolo cine știe, poate să trimat și Vasile Grădinaru o fotografie de Lorena Boxa, zic că... Deci sunt foarte multe elemente de securitate. Să zic că el este Lorena Boxa, da? Nu, eu am dat un exemplu. Acum, am înțeles. Dacă din exemple, în 2016, în Austria,
Alegerile prezidențiale au fost anulate anume din cauza votului prin corespondență. Spuneți de ce au fost anulate? 2020. Spuneți de ce au fost, nu mințiți. Să spun amuș. Pentru că plicurile erau de proastă calitate, nu mințiți. Și a voastre bune, cred. O să încercăm voi, să avem. E că voi aveți da? Plicuri bune, așa. O să încercăm plicuri mai bune, da. Adăși plicurile bune, că eu recunoscut. Mă bucur. Mai departe, 2020. România, țineți minte scandalul cu votul electronic. Vă amintesc, da? Apropo, la... Votul electronic? Nu votul electronic, prin corespondență, pardon. Și care a fost acolo problema? Mai departe. Care a fost problema? Era pandemie și nu lucrau poștele bine și respectiv din cauza asta s-au reținut. Și dar asta a fost o situație. Cum și poșta s-a reținut? Pentru că nu funcționa la parametri. Domnul Grădinaru, dacă nu dormea la dezbaterile publice... Nu, eu cercetez când vorbit, de deosebire de dumneavoastră. Când a vorbit un coleg din România, legătură prin Skype în ce mai fost acolo, a spus că au fost de... probleme, nu doar de și vorbești de aeroport, dar au fost deteriorate plicuri, diferite au fost acolo. Mai multe probleme. S-au anulat alegerile, spuneți, vă rog. Nu s-au anulat. Nu s-au anulat. Mai departe, în Statele Unite, la fel, Statele Unite, unii tot doresc să implementeze chestia asta. Da. Țineți minte scandalul care a fost... Care la fel, scandal? La prezidențiale, cum care? Care? Spuneți, în ce consta problema? 30 de milioane de oameni au votat, 30 de milioane de oameni au votat prin corespondență. 70 de ani de zile ei implementează sistemul ăsta și nu au nicio problemă. Voi ați găsit probleme. Au fost... Voi, băieți, voi spuneți, noi am găsit probleme. Voi spuneți clar. Domnul Grădinar, cetățeanul pe care tocmai l-ați ales președinte, probleme. Eu numesc problemele pe cetățenii din diasporă, statul american, nu noi. Voi și vreți să faceți, să nu le dați voie la vot. Ia ca și vreți voi să faceți. Cum manipulează. Noi păi spune... da, asta vreți. Oamenii noi nu vreți să dăm la voi. Noi spun să fac pentru toți, dar ei spun că nu trebuie. Nu, voi nu vreți deloc să le dați voie, pentru că întrebarea este următoarea. Deci oamenii ăștia fac 700 de km. Sunteți un mincinos, pentru că noi spunem să dați votul pentru toți, să aibă aceleași drepturi egale. Cum i-ați numit pe cetățenii din diaspora? Electorat paralel? Păi voi paralel, de asta și voi nu vreți să le dați oamenilor voie să voteze. Când are argumente, s-a dus în pipăcroi. Deci noi trebuie să fim foarte clari. E o chestie când secția de votare e la 100 de metri de tine și alta e când e la 700 de km. Responsabil. Noi pledăm pentru aceia drepturi egale pentru toți. Am înțeles. Dacă prin corespondență, las fii pentru toți. Dar nu umblați cu minciunile că noi suntem împotriva. Domnule Novac, sunteți de acord astăzi ca să implementăm la prezidențiale pentru toată diaspora? Pentru toți? Da, pentru toată diaspora. Dacă e egal, da. Ce înseamnă egal? Ori se implică, ori se implementează, ori nu. Sunteți de acord? Pentru toți. Veniți cu un amendament de asta? Pentru toți, da. Veniți cu un amendament. Vă atât aș vă trebuie. Să ținem. Da? Pentru toți? Sigur. Da, pentru toate statele cu democrație avansată, care respectă statutul de drept. Da? Dar democrația avansată s-o predilească Grădinarul. Nu, dar pe este lista acolo, statelor care respectă. A spune, e ca în opinia noastră, dar acolo e democrație, noastră. Dar acolo nu prea este democrație. Nu, este lista statelor. Democrația lor noi o știm. E ca la noi, dacă te bagă la pușcărie așa ușuriel, fără ca să aibă dovezi, e normal, în opinia lor. În altă parte asta, voi democrația. Propuneți ca să democrația nu fie, nadvaiacă ea. Voi propuneți ca să nu fie aplicabil. Noi propunem să respectăm drepturile cetățenilor. Da. Care drepturile respectați, dar voi le încălcați. Noi, acum vă spun. Noi o să le permitem. Apropo, să-și exercite dreptul la vot. Lorena, ați citit raportul OSCE-ului? Noi nu mai avem mult timp din această emisiune și nu știu dacă telespectatorii noștri înțeleg ceva din ce vorbim. Când e Grădinarul, nu are cum să înțeleagă ceva oamenii. Ideea este: avem suficiente, cum să zic eu, suntem siguri că acest vot nu este fraudat, nu va putea nu fi fraudat? Iată, eu vă dau... Stați un pic că îl întreb pe cei care vor să introducă această modificare. Și să spun ce că măsuri nu, că se iau mai ca democrat. Să fim siguri că acest okay, vot nu va fi fraudat, după care discutăm mai departe. Da. Asta încercam să vă explic. Noi n-am inventat bicicleta. Noi ne-am uitat cum se întâmplă statele dezvoltate și doar am aplicat-o și noi. Mm-hmm. În peste 50 de state din lume se aplică și de 10 de ani se aplică, noi nu inventăm bicicleta. Au renunțat la ele? 53 sau 56 de state astăzi funcționează în felul ăsta și dacă vă uitați, în 2022 instituțiile europene au recomandat să aplicăm cât mai pe larg acest sistem. Așa. Pentru garantarea dreptului. Acum, pe modalitate. Deci, unul la mână, ca să nu se fraudeze. Deci, să fie foarte clar. Unu, prima etapă, oamenii trebuie să se înregistreze pe site-ul CEC-ului, unde va fi clar din start cu 45 de zile, dacă nu greșesc înainte, va fi clar câți alegători s-au înregistrat. Doi la mână, până în 30 de zile vor fi identificate persoanele care urmează să exercite dreptul la vot. Uh-huh. Până la 21 de zile înainte de ziua alegerilor vor primi buletinele de vot cu instrucțiunea de vot
cu plicuri depersonalizate în interior și cu cel personalizat în exterior. Pentru ce? Pentru ca să nu se cunoască pentru cine este votul și cine l-a dat, voturile vor fi puse în plicuri depersonalizate, iar ulterior într-unul personalizat ca să poată să ajungă. Când se vor număra voturile, se vor depersonaliza, se vor scoate plicul de deasupra, se vor pune buletinele în vot, în urna de vot, se vor amestica și respectiv după care se vor deschide și se vor număra. Ca să fii sigur că este aceeași persoană, ea va fi identificată. Procedura de identificare încă nu este foarte clar stabilită. Păi, de ce? Asta era întrebarea. Există câteva metode deja la care se lucrează, care se analizează, care este mai safe și care este mai sigur pentru ca să fie aplicabil. Fie de la identificarea biometrică, fie prin identificarea prin diverse întrebări, așa cum se întâmplă în Irlanda, de exemplu, sau în multe alte modalități. Dar faptul este că va fi identificată că anume această persoană este. Doi la mână. După ce această persoană va vota, în format visurile lor să le povestească prin toată emisiunea. Corespondență, în situația în care va considera că votul lui nu a ajuns sau că s-a întâmplat ceva sau că are anumite dubii, el poate să meargă să voteze fizic. Atunci votul lui prin corespondență este anulat și respectiv se consideră votul fizic. Și astfel permitem ca să avem o siguranță. Și de ce nu se aplică peste tot? Mai ales în Islanda. Spuneam încă nu este foarte clar cât o scos. Deci este clar că votul prin corespondență, nu doar în Republica Moldova, este mai scump. Dar poate să zic că democrația costă. Eu am niște cifre. De la 300.000 până la 3 milioane de lei, în funcție de câtă lume va vota. Lor că ne trebuie să spun că democrația costă. De acord, și o să aplicăm chestia asta. Păi aplicați-o pentru toți. O să aplicăm. Islanda, acum, spuneți că... Acum, spunem încă o dată, veniți, vă rog frumos, cu amendament și noi să-l susținem. Pentru Islanda? Vă spunem, și pentru Islanda tot. O să stabilim criteriile. Eu să resping amendamentele, știți de ce? Pentru că dacă amendamentele schimbă mai mult de jumătate din conceptul propriu-zis a proiectului, ei nu pot să le accepte. Voi n-aveți niciun amendament, care e jumătate de proiect cu voi? Deci, repet încă o dată. Noi n-avem amendamente, nu puteți să vă dăm atâtea amendamente. Vă rog frumos, vă rog să faci. Dar care e sensul să faci amendamente la un proiect discriminatoriu care a priori bate în democrație și bate în dreptul la vot. Apropo, raportul OSCE-ului pentru anul 2023 și scrutinul care a fost în toamnă. Trei recomandări acolo care așa repijor pot să le zic. Foarte repede că 3 minute mai avem. O recomandare a OSCE-ului este independența cecului, ca să fie independent. Ce s-a întâmplat? Asta am făcut? Am să vă spun cum a făcut-o, pentru că ei cum fac. Doi, a doua recomandare e revizuirea actuale componenței cecului. Ei, povești cu balauri. Da, ia să vă uitați, să citiți acolo. Cine poate să expună din parteneri mai departe, îi place sau nu-i place cecul? Mai departe, a treia recomandare este garantarea votului. Secretului votului. Exercitării dreptului la vot. Exercitării dreptului. Ceea ce noi își facem. Da, dar până... Ceea ce noi își facem. Aveți vă spune până unde faceți voi. Taman că nu fac. În realitate ce au făcut? Eu au indicat la independența cecului? Cine a votat săptămâna trecută la cec? Șefa fracțiunii PAS din Parlament. Șefa fracțiunii PAS este vicepreședintele... Cabinetul fracțiunii PAS. Vicepreședintele partidului. Dar asta ați luat-o prin arătură. Nu-i strașnic. Nu-i arătură. Voi ați luat-o prin arătură că ați băgat și ați politizat, ați acaparat cecul și ala vostru. Eu vă promit. Nu mi-e promis că nu vă mai țineți de cuvânt. De propunerea dumneavoastră să o extindem cât mai mult pe alte state aplicarea votului pe corespondență. Eu vă promit. Contrar recomandărilor OSCE, propulsez încă un membru de partid acolo. Bună ziua! Nu inventați. Și asta și ei care trebuie să ne facă votul prin corespondență să funcționeze. Vă dați seama? Da, domnule Novak. Mai mult ca atât, despre garantarea dreptului la vot, iată, care drept la vot egal poate să fie vorba când într-o parte... Să votează și în altă parte nu se votează. Am iată trei recomandări încălcate repijor. Deci acestea sunt problemele ridicate de către opoziție în raport cu votul prin corespondență, dar acestea sunt, înțeleg, cele mai importante. Da? Păi, dacă pornim de la izvoarele democrației și izvoare n-avem când, că avem un minut. Și drepturile fundamentale ale cetățenilor Republicii Moldova, atunci este esențiale. Da. Păi, asta zic. Acestea sunt principalele probleme. Și apropo, prin corespondență. Dar asta se va întâmpla. Ca să fie clar, Lorena, ca să fie clar. Pentru că pentru dânsi diaspora, asta e electorat paralel. Eu spus-o clar. Și asta e o aberație. Noi credem că dreptul cetățenilor diaspora trebuie respectat. Proiectul ăsta de lege a priori contravine și codul electoral și contravine Constituției Republicii Moldova. Ați contestat la curte și v-a spus că o dată garduri.
Că e inadmisibil. Ce? Ce ați uitat? Citiți? Vă spus o săptămână trecută. Citiți curtea. Codul electoral. Deci, haideți să mă vorbiți prostii. Deci spuneam încă o dată. Avem codul de bune practici. Că îi spui, codul îi spui... de bune practici a Uniunii Europene. Spune că trebuie de încurajat. Articolul 2 din codul electoral e violat sau nu? De voi. Încetați, vă rog frumos. Pentru că lucrul ăsta concret, articolul care îi spui că îl încalcă, spune că nu. Cel mai interesant că în România nu se încalcă. În Spania nu se încalcă. În Germania nu se încalcă. În Italia nu se încalcă. Pentru că nu fac ca voi, îi garantează tuturor dacă îi exerce. Domnul Novac, vă promit că am să mă state să implementăm. Voi nu vă țineți de cuvânt. Problema este sensul că voi nu recunoașteți că așa. Voi nu vreți ca să implementezi acest proiect. În concluzie, înțeleg că vor continua consultările. Dumnealui a spus că noi nu vrem să... Noi, încă o dată, repet, da, voi nu vreți, pentru cei care sunt punk, repet, noi suntem pentru aplicarea legii ca să răsfrângă asupra tuturor, dar nu selectiv, așa cum vă place vouă. Mai ales în Statele Unite și în Canada, unde nu există posibilitatea din partea partidelor politici să monitorizeze, și nu doar a partidelor politici, dar și a celor ONG-uri care doresc să monitorizeze acest scrutin electoral. Cum asta caute pe un grădinar, de exemplu, teoretic vorbind, din Canada? Statele Unite sunt aceleași ca pentru toate statele. Da, doi la mână. Da. Dacă nu vreți să vă delegați acolo un om, e dreptul meu. Nu ați ca și partid parlamentar, puteți delega acolo. Noi am spus, faceți peste tot. Garantați dreptul ăsta peste tot. Domnul Novac, o să ne străduim cât mai mult state să-i... Noi vă mulțumim foarte mult pentru participare. Înțelegem că consultările vor continua, da? Da, două runde de consultări cel puțin o să fie. Așa. Doamna Bogza, consultările știți când se fac? Când vrei să faci ceva, mai întâi te consult și apoi faci, dar nu invers. Dar ei întâi fac și apoi consult. Noi ne-am consultat care e diferența. Și în procesul de elaborare și după. Și asta a făcut și cu referendumul și cu votul prin corespondență. Vă mulțumim foarte mult. Sunt convinsă că aceste subiecte vor mai fi discutate la emisiunea noastră. Sper tare mult să vină domnul Novac și să ne spună cum va vota în ziua referendumului. Las formulez întrebările. Și la fel să ne spună care este, domnule Novac, dar părerea... Dar poate n-a mai fi acest referendum. Părerea dumneavoastră care... Să fie atunci când... Părerea noastră, care e totuși interesul național? Pro-Uniunea Europeană sau nu? Interesul național este... Pro sau nu? Eu vă răspund. Interesul național este când revine legea 50% pe raftul, pe raftul. Interesul național... Eu v-am întrebat, pro-UE sau nu? Interesul național este peste tot. Da, e clar. Inclusiv în UE. Vă mulțumim foarte mult că inclusiv ați în UE acceptat invitația noastră. Da? Ne vedem data viitoare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit în această seară. Ne vedem lunea viitoare. Toate bune! Domnul